Primăriile care au depus proiecte pentru lucrări de înființare și extinderea sistemelor de alimentare cu apă, dar și pentru proiectele privind lucrările la rețelele de gaz, urmează să primească sume mai mari de bani de la Consiliul Județean Iași. Autoritatea județeană a aprobat alocarea unor sume provenite de la bugetul de stat, dintre care aproape 2,7 milioane de lei, un procent de 10% din total, se vor aloca primăriilor care au depus proiecte. Municipiul Pașcani va beneficia de suma de peste 1 milion de lei, dintre care 460 de mii de lei vor fi folosiți pentru proiecte privind lucrările la rețelele de gaz. De menționat este și faptul că anul acesta municipiul va primi mai puțin cu circa 850 de mii de lei decât suma alocată de Consiliul Județean anul trecut. Primăria Comunei de Leni va primi 858 de mii de lei, o sumă relativ mai mare în comparație cu celelalte comune, deoarece 323 de mii de lei urmează să fie alocați pentru lucrări de extindere a sistemelor de alimentare cu apă. Vis-a-vis de proiectele care au fost tot așa stabilite și convenite la nivel de Consiliul Județean, acele 10% pentru cofinanțarea proiectelor pe apă și gaz, pentru că ele sunt prioritare, iar pe apă avem o documentație, un proiect extindere rețea apă potabilă în zona de Leni, Bial, strada Codrului, strada Dumbrăvii, strada Primăverii, strada Cimitirului Vechi, strada Bahna din satul Slobozia, cu o valoare totală de 2.138.000, bani necesari pentru anul 2021. Aici, împreună pentru gaz și apă, suma pe care a primit-o Comuna de Leni a fost de 323.000. În ceea ce privește comunele Lespezi, Tătăruși sau Heleșteni, vor fi alocate sume mai mari, care urmează să fie folosite pentru lucrări de extindere a sistemelor de alimentare cu apă. Referitor la comunele din împrejurimi care nu au depus proiecte, se observă aceeași tendință de a beneficia de bani mai puțin decât cei alocați în cursul anului trecut. Spre exemplu, primăria orașului Târgu Frumos urmează să primească jumătate din suma de anul trecut. Este vorba despre aproape 300.000 de lei. La Hârlău situația nu este foarte diferită. Puțin peste 300.000 de lei vor fi alocați către administrația locală. De menționat este și faptul că, referitor la criteriile de repartizare, acestea au fost stabilite după formula 80% suprafața localității și 20% ca număr de populație. În proiectul de hotărâre avizat de către Consiliul Județean Iași apar și estimările pentru anii 2022 și 2023, însă aceste cifre se pot schimba.